Salut! Eu sunt Miru și astăzi vom vorbi pentru ce gen de bărbat merită să te aranjezi. Și poate tu nu le vezi, îți bate jurul tău și nu-ți vine să crezi. Ne bagă joci un rol pe dinăuntru goji. Răspunsul este pentru niciunul, bineînțeles, știți că sunt o nebună și un pic feministă și chestii de genul ăsta. Din punctul meu de vedere, și aici vorbim strict de părerea mea personală, cred că ar trebui să ne aranjăm pentru noi ca și femei, pentru noi, pentru a ne simți bine, pentru a avea stima de sine ridicată și să ne simțim bine în pielea noastră, pentru că da, există și operații estetice și intervenții nechirurgicale și tratamente de frumusețe și o grămadă de chestii și hainele, tot pentru asta există, pentru a ne face să ne simțim mai bine, să arătăm mai bine și atunci când arăți bine te și simți bine, ești totul fresh, ești țaies, ești pus la punct. În general, femeile sunt ființe mai emoționale, știi, bărbații sunt ființe mai raționale, femeile sunt ființe mai emoționale și femeile simt când sunt văzute, femeile simt când sunt iubite, femeile simt momentul în care sunt luate în considerare. Și am astăzi să vă dau câteva exemple despre femei care s-au aranjat foarte mult timp pentru bărbați. Adică primul exemplu pe care am să vi-l dau, eu nu am cum să uit chestia asta niciodată în viața mea. Încă eram în Pitești, lucram la un bar și a venit o fată care mi-a povestit că ea era de 3 ani de zile cu prietenul ei. Și în 3 ani de zile omul ăla nu a văzut-o demachiată, frate. Adică femeia se trezea, fix ca în filmele alea dubioase, femeia se trezea cu jumătate de oră înainte, se machia și apoi gen se trezea cum ar veni, știi? Adică omul nu a văzut-o niciodată fără machiaj, omul nu a văzut-o niciodată nearanjată sau chestii de genul ăsta. Și mi-am pus întrebarea de ce? Adică gen chiar așa nașpa arăți fără make-up? Nu. Cred că răspunsul este că nu avea o stimă de sine ridicată, o stimă de sine care să o facă să zică sunt frumoasă, astăzi sunt frumoasă. Mie mi se întâmplă chestia asta destul de des și mai îmi țin speech-uri din alea motivaționale singură în oglindă și chestii de genul ăsta. Dar uite, eu personal consider că m-am schimbat foarte mult și că gen mă apropii de vârsta aia de 30 de ani, unde teoretic la 30 de ani o femeie este în floarea vârstei și în frumusețea și splendoarea ei totală. I am beautiful. And you are beautiful and we all are beautiful. Ideea este că cum să nu te vadă gagică tot nemachiată. Adică e un pic traumatizant. Gândește-te, în primul rând, tehnic vorbind, câte chestii îți pui pe față. Doi la mână, omul ăla nu ți-a văzut ție adevărata ta față niciodată. Și trei la mână, tu ai impresia despre tine că numai așa ești pretty. Adică nu sunt pretty dacă nu mă dau cu ditai trafaletul de fondătent pe față și chestii de genul ăsta. Frate, uite la mine, este totul natural, e normal să mai ai coșuri, e normal să ai pistrui, este normal. Oamenii nu sunt perfecti, fețele noastre nu sunt perfecte. Deci dacă iei în Photoshop o jumătate de față și o pui în oglindă, o să vezi că arăți ca un fucking ciudat. Adică n-ai niciun fel de treabă cu planeta asta. Fețele noastre nu sunt perfecte, nu sunt simetrice, noi nu suntem perfecti, perfecțiunea nu există. În ceea ce privește genul de bărbat pentru care să te aranjezi, cred că asta este un termen general, să zic așa. Adică da, merită și să te aranjezi pentru ei, adică gen ai un date sau o chestie de genul ăsta, îl acompaniezi la un eveniment și așa mai departe, sunteți amândoi frumoși, dar sunteți amândoi frumoși și dacă el se îmbracă ca un boschetar și tu ca o hipsteriță, sunteți amândoi frumoși și dacă tu ești nemachiată și le cu păruci pulit, sunteți amândoi frumoși oricum. Tu ești frumoasă oricum, eu sunt frumoasă oricum. Și da, trăim într-o societate în care primul aspect de care te îndrăgostești, firara dracului de societate, este fizicul. Și da, în ziua de astăzi o femeie, ca să îl agațe pe fraier, cu ghilimele de rigoare, trebuie să arate bine și să fie parfumată și să fie îmbrăcată în cine știe ce firme, că îmi vine să leși. Dar n-are nicio treabă. Suntem frumoase, am făcut acest episod pentru a vă spune că indiferent ce vârstă avem, indiferent ce complexe avem, indiferent ce stări avem și momente în care ne simțim down și zicem bă, eu nu sunt bună, nu sunt frumoasă, nu se uită nimeni la mine, ești cucuru, treburi de genul ăsta, frate, toate o să treacă. Deci crede-mă, uite,
Eu mă dau exemplu pe mine. Eu am fost o persoană care a fost foarte complexată. Deci am fost complexată de tot, de ten acneic, de sânii mei am fost complexată, de foarte, foarte, foarte multe chestii am fost complexată. Dar fiecare complex a venit cu vârsta și odată ce vârsta trece, trece și complexul, pentru că ajungi să te iubești pe tine, frate. Ajungi să te iubești pe tine, pe corpul tău, pe, să-ți iubești fața, să-ți iubești corpul, să-ți iubești părul, să-ți iubești, să te iubești tu pe tine. Și mi se pare cel mai mare accomplishment să te iubești tu pe tine. Lăsând treburile serioase la o parte, v-am promis că o să încerc săptămâna asta, am un giveaway, așa că săptămâna asta am un giveaway pentru femei, pentru fete, pentru fetele frumoase, pentru fetele care, spre deosebire de mine, vara folosesc make-up. Am decis împreună cu Beauty Discount să fac un giveaway cu produse de make-up. Este primul meu giveaway cu produse de make-up de pe canal. Sunt foarte, foarte încântată și vă fac acest giveaway din suflet, credeți-mă, pentru că știu ce înseamnă să îți dorești să fii fresh, să fii întotdeauna flawless, să îți dorești să arăți perfect pentru tine, în primul rând, dar și pentru persoana de lângă tine. Indiferent că ești cu părinții la masă, indiferent că ești cu iubitul la masă, indiferent că ești cu prietenele tale la masă, întotdeauna îți place să arăți bine, cu sau fără make-up, nu contează chestia asta. Ce trebuie să faceți pentru giveaway acum? Bineînțeles că îl organizăm pe Instagram și bineînțeles că o să dureze tot 2 săptămâni. Trebuie doar să-mi dai un follow mie, Instamiru31 pe Instagram, un follow la Beauty Discount și să taghezi 3 prieteni în comentariu. Bun! Nu uita și de giveaway-ul de săptămâna trecută, pentru că încă este în desfășurare. Și săptămâna viitoare mai am încă un giveaway și apoi săptămâna de după mai am un giveaway și încă un giveaway și încă un giveaway. Așa că tu acolo care te uiți la mine, fie că ești fată sau fie că ești băiat, băi, you are beautiful. Atât, ține minte, ești frumos, ești frumoasă. Nu trebuie neapărat soale de firmă sau machiaje bășite sau freze tâmpite sau, în fine, chestii de-astea superficiale. We don't need that shit ca să fim frumoși. Nu uitați de giveaway, sunt 3 pași simpli, vă aștept în 2 săptămâni cu rezultatul. Nu-mi plac despărțirea, așa că vă zic salut, că plec la Never See și ești frumoasă. Ne vedem data viitoare.